și bine-ați venit la un nou episod de FIFA 13 Career Mode cu Petrolul Ploiești. În acest episod avem ultimele 4 meciuri din campionat. După cum v-am spus, nu știu dacă v-am spus de fapt episodul trecut, o să simulez unul dintre meciuri pentru că pentru a fi 3 meciuri jucate în acest episod. Primul fiind meciul cu Astra. Și având în vedere că este sfârșitul campionatului, vine altă problemă cu care mă confrunt, faptul că unii vor să rămân la Petrol, alții vor să plec. Și mă rog, o să vedem ce se întâmplă mai departe în acest episod. O să vorbim despre asta. Primul meci cu Astra l-am simulat și l-am câștigat cu 3-1. Și apoi a venit meciul cu Dinamo pe Flyer. Noi trebuie să câștigăm cu Dinamo. CFR-ul încă era în fața noastră, pentru că avea 3 puncte peste noi. Însă nu începem meciul de loc bine cu Serrero, care marchează pentru Dinamo. Bine, aici a fost destul de strâns, însă din cauza apoi nu știu că destul de clar, o să jucăm foarte prost. Aici al Mubi a trebuit să viteze, însă portarul a respins mingea și abia minutul 90 Luciano Ernesto reușește să marcheze, face 1-1 și scoatem doar un punct împotriva celor de la Dinamo și asta este foarte, foarte rău, pierdem 3 puncte importante. Ok, revenind la chestia cu Petrolul, dacă rămân sau nu. M-am gândit cum am putea să facem chestia asta. Care ar fi soluția? Una dintre soluții ar fi așa. Rămân la Petrolul, gen continui cu Petrolul. Una dintre soluții. Mai fac unul, deși sincer nu vreau, dar dacă, adică nu știu, un al treia sezon cu Petrolul ar fi destul de mult, mă gândesc. Apoi, încă o soluție ar mai fi să rămân la Petrolul, dar prima ofertă care vine să fie acceptată. Orice ofertă ar veni, prima ofertă să o accept. Altă chestie ar fi să instalez acel NGP patch de care mi-ați zis voi. Asta însemnând, practic, să pierd salvările pe care le-am cu Petrolul și să încep un carier mod nou cu altă echipă de Liga 1 sau cu echipa de Liga 2. Și în final ar mai fi încă o soluție să plec la o echipă din societate de gen să încep un nou career mode, care să n-aibă legătură cu ăsta, pur și simplu. Și să fie un fel de habar, nu știu cum v-aș putea să zic, pur și simplu un nou career mode, în care voi încerca să duc o altă echipă în Champions League și poate chiar să putic Champions League-ul, mă rog, habar n-am. Deci, care sunt opțiunile? Rămân la Petrolul și accept prima ofertă care vine, instalez RNGP și aleg altă echipă sau plec în străinătate. Practic sunt 4 opțiuni pe care le-am, vă rog să ziceți în secțiunea de comentarii care ar fi cea mai bună soluție. Dacă vreți să plec la o altă echipă, la 4-a soluție să încep un alt carier mod, puteți să puneți acolo o echipă din sezonul la care ați vrea să plec. Am văzut acolo o sugestie, Liverpool mi se pare echipă foarte bună de jucat așa, adică am vedere că nu jucat și cum am jucat și la Petrolul. Anyway, din păcate facem doar 2-1 și facem pierde 3 puncte foarte importante. Însă Vardis marchează un gol foarte, foarte frumos. Un gol care, din păcate, n-a contat nimic și CFR-ul le-a câștigat înainte de ultima etapă, câștigă campionatul. Și din această cauză am ales ca meciul cu Ceahlăul să-l simulez, pentru că nu avea niciun prost să joc.
am în vedere că blocul 2 nu puteam să-l pierd, locul 1 nu puteam să-l mai iau, am făcut un egal cu Chuck Lowell și, mă rog, am ieșit pe locul 2 până la urmă cu Petru Lucrăși. Din păcate, în acest an n-a fost atât de bun, am în vedere că am ieșit din Champions League. Bine, într-un fel am îndeplinit obiectivul pentru că am ieșit din grupe, însă din Cupa României am fost dat afară, campionatul l-am pierdut, am ieșit pe locul 2. Și o chestie care se întâmplă, asta e un fel de avertisment, între ghilimele avertisment, pentru cei care ar vrea să rămână la Petrolul. Se pare că Bugima vrea neapărat să plece și, mă rog, asta am făcut, dar am lăsat să plece, l-am pus pe lista de transferuri. În toată perioada de retur au fost speculații că ar vrea Bugima să plece de la noi. Iată, Rapid câștigă Cupa României. Rapid a ieșit pe locul 7, însă cred că datorită Cupei României o să ajungă în Europa League. Iată, Liverpool, despre care v-am mai zis, bate pe Roma și câștigă Europa League. Ar fi o idee. Numai Liverpool a venit de repede între echipele pe care le susțin din Anglia. Dar, mă rog, nu prea contează chestia asta, acum mai e cam un treabă să mă duc. Nu vreau să faceți propuneri gen echipe gen Barcelona sau Real Madrid sau Manchester United, Manchester City, Chelsea, eu știu, echipe de-astea foarte mari. Dar mă rog, cum spuneam, lăsați în secțiunea de comentarii care sunt părerile voastre și cum unde vreau să mă duc, să rămân cu Petrolul, să încep cu altă echipă sau să aștept prima ofertă sau să încep cu altă echipă nouă, nouță din Liga 1. În orice caz, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați coment, like, subscribe, sunt apreciate. Vă aștept la următorul episod de FIFA 13 Career Mode. Vom vedea dacă va fi cu Petrolul Proiect sau nu. Cam atât, la revedere.